Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Noul guvern este în această seară pe agenda publică. Alături de mine în studioul Informația TV se află domnul Tiberiu Gântner, fost senatorul DMR, domnul avocat Adrian Cosma, consilier județean PNL și domnul avocat Claudiu Ținca, care și de această dată va reprezenta societatea civilă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Bună seara, vă mulțumesc de invitație. Da, domnilor, după cum știți, guvernul Cioloș a trecut testul Parlamentului, obținând 389 de voturi pentru și 115 împotrivă. Ce părere v-a făcut noul guvern, domnule senator? Deci mie mi s-a părut o echipă de oameni serioși, o echipă de profesioniști, o echipă cu CV-uri remarcabile. Aproape fiecare, sigur, sunt și verigi mai slabe în lanțul guvernării, fără discuție ca de fiecare dată, dar eu cred că este o echipă serioasă care are nevoie de sprijinul tuturor pentru a găsi României o cale nouă spre prosperitate, spre propășirea spirituală și materială, cum spuneau în jurământul depus. Eu cred că toți trebuie să le dăm o șansă, să ar fi bine ca nici politicienii să nu-i atace din primele zile, să le dea o șansă să lucreze, să vedem, să-și ducă cu succes mandatul până la sfârșit. E un mandat scurt, de un an de zile, e un mandat extrem de dificil, pentru că lucruri mari nu poți să faci. Programul era cam subțirel, ăsta e adevărul, erau puține. Cum spunea premierul, nici nu poți să faci reformă cu adevărat cu un guvern de specialiști într-o perioadă așa de scurtă. Practic anul viitor este un an sacrificat integral, pentru că din prima până în ultima zi vor fi campanii electorale. Practic cu Parlamentul se mai lucrează o lună anul ăsta și după aia la anul începe în februarie, dar imediat urmează alegeri locale, Parlamentul își întrerupe pe anumite perioade activitate, vine vacanța de vară și după aia vine campania din toamnă. Deci este un an în care nu poți să faci minuni. Sigur, probabil că societatea civilă, tinerii care au ieșit în stradă și-ar fi dorit mai mult, mai multe reforme, mai multe schimbări, dar nu se pot face. Nu există posibilitatea de a schimba, de exemplu, Constituția, ca să reduci Parlamentul la 300 de oameni sau, mă rog, și așa, după părerea mea, și-au propus niște lucruri care nu se pot realiza. Cum poate schimba Constituția guvernului, domnule senator? Nu este cum. Sigur, și nici de modificat legea alegerilor nu văd cum se va putea face, deși și-au cumprins în programul de guvernare să organizeze alegerile locale în două tururi. Nu văd cum poate să schimbe legea alegerilor. Mă rog, și să organizeze deodată alegerile locale cu alegerile parlamentare, să schimbe mandatele de 4 ani pe 5 ani, sunt niște lucruri care nu le văd realizabile. Dar cu toate astea, sigur, acest guvern ce își propune în primul rând să asigure funcționarea administrației centrale pe perioada aceasta de un an de zile și să organizeze niște alegeri corecte, cinstite. Domnul Cosma? Da, este pentru a treia oară, dacă nu mă înșel, în ultimii 25 de ani când Parlamentul este chemat să învestească un guvern tehnocrat. După cum putem observa, dacă facem o trecere în revistă a ultimilor 25 de ani, putem observa că tot timpul guvernul de tehnocrați s-a apelat la această formă de guvernare în momente de criză. Mai și de data aceasta, cred că este vorba de o criză. Am constatat acest lucru prin vocea străzii care a răbufnit și a răbufnit în mod legitim, cred eu, și a spus că așa nu se mai poate. Până la urmă, este un blam împotriva întregii clase politice, să ne înțelegem, deci nu vreau acum să avantajez vreun partid sau altul, dar, în mod evident, această perioadă de maxim un an în care acest guvern va guverna România, este un moment oportun, un timp suficient pentru partidele politice, toate partidele politice, să înțeleagă și să reflecteze asupra activității care au avut-o în trecut și activității viitoare, în principal pentru și în scopul urmărit de către cetățeni.
În primul rând, aș vrea să constat că este un câștig. Pentru România este un câștig acest guvern. În primul rând că nu mai guvernează PSD. Nu o să mai avem situații în care se Am auzit-o și pe doamna Gorghiu spunând acest lucru, dar înainte să ajungem la acest subiect, domnul Cosma, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră de ce credeți că societatea civilă este supărată pe PNL, care în această perioadă a fost în opoziție? Așa cum ați arătat, oamenii au ieșit în stradă sătui de toată clasa politică. După cum ați putut observa, să spun de la început, PNL nu a propus niciun ministru în această formă de guvernare. Societatea este supărată pe întreaga clasă politică, pentru că în ultimii 25 de ani au fost eșecuri suficiente și amăgiri suficiente încât societatea să înceapă să refuleze. Acest lucru s-a întâmplat cu câteva zile în urmă. Dar, așa cum am spus, sper ca toate partidele să înțeleagă acest mesaj. Partidul Național Liberal a luat act de acest mesaj, îl respectă, iar reforma este în continuă desfășurare în cadrul Partidului Național Liberal. Sper ca și celelalte partide să înțeleagă și să înțeleagă că trebuie să acționăm doar pentru bunul mers al societății. Acest lucru îl vom face da, în continuare. Deci, nu mai aș adăuga o idee la ceea ce l-ați întrebat pe domnul Cosma, în sensul că, într-adevăr, responsabilitatea pentru guvernare revine integral PSD-ului, fără discuție, dar populația a fost total nemulțumită de activitatea desfășurată de Parlament, unde deja voturile s-au împărțit și, practic, în același mod s-au apropiat de problemele, de temele mai dificile în Parlament. E vorba de imunitatea pe care au asigurat-o unor membri ai Parlamentului, fie că erau liberali, fie că erau PSD-iști sau când era vorba de pensii speciale sau de salarii speciale, și liberalii au votat la fel cu PSD-ul. Deci munca din Parlament, munca politică, practic responsabilitatea este împărțită. În timp ce guvernarea, sigur, trebuie să-și asume în exclusivitate PSD-ul. Domnul Țincă? Mă scuzați că... Nu e nicio problemă, chiar voiam să vă continui ideea, în sensul că modul în care, de exemplu, ieri s-a votat în Comisia Juridică propunerea pentru Ministerul Justiției a arătat că Parlamentul nu prea dă doi bani pe vocea străzii, pentru că, în ciuda unei prestații, hai să spunem, lamentabile, ca să mă exprim elegant, a persoanei propuse pentru acest portofoliu, aceasta a primit girul Comisiei Juridice cu un număr de voturi surprinzător de mare datorită unui troc politic. Deci, practic, ar fi fost girată în această funcție o persoană care toți am văzut-o la televizor cam ce capacități ne-a prezentat, poate într-un moment mai slab al carierei dumneei, dar, ca să fiu sincer, nici pe mine și nici pe mulți alții nu ne-a convins. Prin urmare, nu cred că distinsa clasă politică a învățat ceva din ce strada a exclamat și... Din păcate, nu cred că va învăța nici în viitorul apropiat. Este evident un eșec din acest punct de vedere al manifestațiilor de acum două săptămâni. Din păcate, spun. Pentru că dacă cei din Parlament ar fi fost mai responsabili, ar fi luat act de această nemulțumire justificată a clasei opusă celei politice, mă refer la societatea civilă, care s-a săturat de atâtea șmecherii politice, ar fi procedat altfel. Și deși exista tendința de a nu fi votată acea persoană pentru conducerea Ministerului Justiției, totuși, după consultări politice, s-a luat decizia votului cu 6 sau 8 parcă voturi împotrivă puține și vreo două abțineri. Ceea ce mi se pare anormal. Deci mi s-a părut oarecum neseriozitate din partea Comisiei, dar aș vrea să remarc o chestie, că am urmărit niște secvențe, într-adevăr, de la audierile care au avut loc și
cunosc foștii colegi, poate să fie extrem de dur. Deci au atacat-o pe doamna din prima clipă ca niște lupi, pentru că știau că nu ne fiind juristă, și au intimidat-o, că a ajuns doamna într-adevăr să nu de-abia să poată să scoată câteva cuvinte. Domnule senator, de ce credeți că au ținut-o în două ore la audieri cu diferite întrebări, au atacat-o în condiții... Era foarte limpede de ce, pentru că doamna dădea dintr-o bâlbă în alta. Da, dumneavoastră vorbiți de un troc politic. Atunci, dacă păi faci nu că troc... trocul politic a intervenit deci... după. În momentul în care au constatat că nici cum nu pot scoate de la dânsa o frază coerentă care cât de cât să determine comisia să-i dea un vot pozitiv, s-au retras și au zis, măi, ce facem? Cum procedăm? Pentru că mă gândesc eu, indicațiile din culise de la partide erau clar. Trece de comisii și mâine o votăm în Parlament. Nu contează ce spune, ce face, ce drege. Însă a fost de o penibilitate rară prestația dumneiei și prin urmare au trebuit și domniile lor să dea telefon mai în spate. Spune, măi, o votăm totuși sau nu o votăm? Ați văzut, reacția a fost clară. Au votat-o fără să clipească. Un lucru nepermis, aș spune eu. Vis-a-vis de faptul că Asociația Magistraților din România a prezentat un comunicat în care foarte elegant încerca să spună că nu prea potrivește la fel Uniunea Națională a Judecătorilor. Am înțeles că și din partea Asociației Procurorilor a existat un punct de vedere asemănător. CSM-ul de asemenea era destul de rezervat vis-a-vis de acest aspect, inclusiv vis-a-vis de programul de guvernare. Existau de societatea civilă, nu mai vorbim. Probabil singura persoană care o susține era doamna Macovei sau Transparency International, că alte persoane nu prea am văzut. Doamna Macovei, după astăzi, chiar după audierile de astăzi, după vot, premierul Cioloș ne-a spus că are încredere în continuare în capacitatea doamnei Gușet și că probabil doamna a fost emoționată și din cauza emoțiilor n-a reușit să facă față tirului de întrebări. Un ministru sau un viitor ministru nu are voie să se emoționeze, mai ales pe un așa portofoliu. Ma dacă discutam de, ce știu eu, nu vreau să fiu greșit înțeles, de Ministerul Sporturilor, acolo mai poți greși, pentru că nu dai la not, dai la scrimă, nu dai bani la polo, dai la atletism. Sunt situații unde poți să te bâlbâi. Pe justiție nu cred că ne putem permite să gafăm sau să ne bâlbâim. Și asta o spun venind direct din, de pe băncile justiției, ca să spun așa, fiind un actor al acestui domnule sistem. Domnule Cosma, cum credeți că a ajuns domnul Dacian Cioloș la această propunere? Cine a impus-o sau cine i-a propus-o domnului Cioloș? De propus, probabil i-a propus cineva. De impus, nu cred că i-ar fi impus cineva, vreun ministru. Dar, într-adevăr, a fost o propunere care domnul Cioloș a și recunoscut că nu a fost o propunere potrivită, o alegere potrivită. Chiar motiv pentru care, chiar în dimineața aceasta, a fost retrasă de pe lista de miniștri și a afirmat în mod clar că nu poate porni cu stângul pentru că a văzut prestația doamnei din comisie. Sigur, poate din dorința de a avea un guvern european, un guvern modern, chiar dânsa dădea exemple, am urmărit un pasaj din acea declarație în fața comisiei în care spunea că păi, și în alte țări ministrul justiției nu este neapărat jurist. Ei bine, și eu sunt de părerea pe care a expus-o colegul meu că trebuie să fie un jurist și trebuie să stăpânească efectiv tot ceea ce înseamnă legislație și măcar principiile care guvernează dreptul domnule în general. Domnule Cosma, un guvern atât de modern încât domnul Cioloș a ajuns să propună pentru sănătate un tânăr de 29 de ani care a făcut reclamă la lenjeria intimă. Acum, atât de... aici deja situația e ușor diferită, pentru că dacă este să săpăm în trecutul fiecărui politician, probabil găsim un moment mai delicat, ca să mă exprim așa. Faptul că dânsul o fi pozat pentru o revistă de modă, nu cred că neapărat atrăgea asupra lui anatema unui ministru mai puțin capabil. În schimb, în situația doamnei Gușeț,
singură s-a desconsiderat în fața comisiei și în fața publicului. Deci nimeni nu a făcut afirmații sau a prezentat, nimeni nu s-a legat de faptul că a apărut în poze pe nu știu ce plajă împreună cu doamna Macovei. N-a avut un efect deosebit această știre de presă mondenă, ca să spun așa. Problema majoră a fost prestația dumneei lamentabilă, la care nici domnul Cioloș n-a mai avut ce face. A spus, îmi pare rău, pe mâna ei a pierdut. Domnul Ținca, n-am ajuns să vedem și prestația acestui tânăr domn, poate care era rezident. Poate și... ne-ar fi surprins. Păi aici era de fapt problema, din câte am înțeles. Domnul Cioloș l-a schimbat nu pentru că fotografiile care au apărut, ci pentru că este încă un mult medic prea rezident. Deci nu are rezidențiatul făcut încă. Deci el, n-am înțeles dacă își făcea rezidențiatul parțial în Franța, dar ci că era neurochirurg și ar fi participat la operația acolo, din câte am înțeles, și că ar fi un medic de valoare. Cine știe? Cum să de valoare poate fi un medic care a terminat facultatea în urmă cu 4 ani, domnule? Haideți să privim altfel lucrurile un pic. Nu neapărat. Acum, nimeni nu l-a chemat la minister să opereze. Clar. Nu de asta era chemat la minister. Poate fi un tânăr la 28 de ani, 29 de ani, un foarte bun manager. Pentru că acolo este chemat să implementeze politici publice, politici pentru buna desfășurare a activității medicilor din România, în general. Sistemului de sănătate. Nu l-a chemat acolo nimeni să opereze. Acum, sigur că au apărut poze. Acum, dacă îi să scotocim prin trecutul fiecăruia, eu... convins că la 50% din nici nu mă așteptam din la o altă reacție din partea dumneavoastră, având în vedere că acest tânăr medic, împreună cu colegul dumneavoastră de partid, cu domnul Bușoi, luptă ei pentru drepturile Vedeți? Pacienților. Păi nu e bine. Dar, are o activitate să înțeleg, că a fost propunerea PNL-ului pentru sănătate? Nu. PNL nu a propus niciun ministru și niciun secretar de stat sau un alt funcționar. Și PSD spune la fel, că n-a propus niciun ministru. Niciun partid nu recunoaște că ar fi propus miniștri. Cu toate acești miniștri au venit de undeva, că nu avea domnul Cioloș de unde să facă rost de acum, atâtea persoane într-un timp atât de scurt. La justiție bănuiesc că a venit de la Bruxelles pe filiala doamnei Monica Macovei, că și domnul Cioloș vine de la Gușeț. Poftim? Vorbim de doamna Gușeț, Gușeț. Da. Iar în ce privește medicul acesta, Baciu sau nu mai știu cum îl cheamă, medicul acesta tânăr, sigur, medicina este totuși o meserie mai specială, zic eu, pentru că vorbim aici de management pe care îl poate asigura un tânăr, numai că medicina este o meserie în care se învață în prostie meseria. Deci ajung la 28 de ani încă nici nu n-a pus să-ți termin practic studiile, pentru că rezidențiatul vedem și în cazul ăsta și e dificil, se învață foarte mult. N-ai timp să te ocupi de management sau de alte lucruri, după părerea mea. Pentru că, altfel, dacă era un medic mai cu experiență, care a lucrat și în Franța, nu? De acolo aduce o experiență nouă, altfel de organizare, pentru că este important, ca să faci reformă în sănătate, să cunoști sistemele din afară. Că dacă cine a lucrat o viață aici, în sistemul ăsta, nici nu, de multe ori nici nu își poate închipui cum funcționează aceste sisteme de sănătate, care funcționează bine în sănătate, în străinătate, sigur, cu fonduri mult mai consistente, cu unde nu mai există acești bani, aceste plicuri, unde... Acolo nu sunt nevoiți, să aibă plicuri. Dar, repet, un tânăr la 28 de ani încă învață meserie, mai ales într-o meserie de chirurg. Domnul senator, acest tânăr domn, dacă ar fi ajuns ministrul la sănătate, nu mai avea așa sau nu mai avea când să practice deci, meseria, nu mai avea când să învețe, ori ești ministru, ori înveți. Așa nu este, nu așa le este. Poți face pe nu amândouă odată. La Ministerul Sănătății trebuie o persoană cu normă întreagă, nu cu jumătăți de normă. Chiar este un minister foarte greu, care are foarte multe probleme. Și la sănătate, la Ministerul Sănătății, chiar trebuie un manager bun. Deci degeaba e un profesionist excepțional dacă nu are o experiență în managementul spitalelor, nu face față. Deci degeaba e un meseriaș foarte bun, să zicem, dar eu cred că timpul a fost foarte scurt pentru domnul Cioloș să-și poată alege echipa. A fost un timp extraordinar de scurt, nu? Și
era vorba de 20, 25 de oameni valoroși să își găsească, poate că sunt veriți slabe, a schimbat ce a putut din mers, dar după părerea mea și după investirea guvernului se vor mai putea face schimbări. Cred că nu trebuie să se prezinte în fața Parlamentului. Au mai fost schimbări de miniștri, dacă e cazul. Acum ne spuneți cum se procedează, cum procedează clasa politică cu legile. Dăm o lege ca peste două săptămâni eu să o schimbăm. Păi haideți odată să găsim persoane competente, să le trimitem acolo în guvern, la ministere și să le lăsăm să lucreze. Nu ne putem da seama după două săptămâni dacă acele persoane sunt sau nu sunt competente. Deci, până în ultima nu numim clipă, de dragul de a numi ca apoi schimbăm. Nu, deci eu cred că se vede că până în ultima clipă lucrau să schimbe, să pună, să oamenii fie oamenii de valoare. Și mi se pare că s-a reușit. Eu cred că acest guvern este cu mult peste media guvernelor care au fost, din punct de vedere al specialiștilor. Ceea ce e important și cred că așa ar trebui să privim cu toții, acum sigur până la proba contrare, nu avem de ce să nu credem că ar fi de bună credință acest cabinet condus de domnul Cioloș. Eu cred că mai important de orice aspect în momentul de față este că acest guvern va fi independent de orice influență politică și orice influență în ceea ce privește drămuirea într-un sens sau altul a banului public. Deci aici, de aici pornește toată problema și cred că în ultimii 25 de ani, aici avem noi o mare problemă. Cheltuirea banului public. Dacă acest guvern va reuși să așeze lucrurile, să facă o trecere în revistă a investițiilor care au fost făcute, puține, e adevărat, și care trebuie făcute și să așeze un pic lucrurile, să echilibreze comunitățile, pentru că nu pot să nu observ că Partidul Social Democrat, prin această guvernare nocivă care ne-a servit tot timp de 3 ani de zile, a îndrumat banii, a direcționat banii într-o anumită direcție, sigur, spre clientela de partid și spre, să dau un exemplu, primarii PSD. Acest lucru vă spun că, în calitate de copreședinte a Partidului Național Liberal, și cunosc acest aspect, cel puțin la nivelul județului Satu Mare, unde primarii PNL nu au primit bani. Ori de câte ori s-au făcut distribuiri de la guvern, ori au primit foarte puțin, ori n-au primit deloc. Asta s-a întâmplat. Ei bine, acum când vrem ca societatea românească să se dezvolte, iar comunitățile locale să se dezvolte oarecum în egală măsură, ca să-i scoatem de acolo de jos și să modernizăm România, este nevoie de un guvern stabil și așezat. Eu sunt de părere că acei primari care așteaptă și acum, după 25-26 de ani de la Revoluție, așteaptă cu mâna întinsă la guvern să le vină bani, nu mai au ce căuta la primării, nu mai au ce căuta în fruntea unor comune. Indiferent că sunt de la PNL sau că sunt de la PSD, acești primari ar trebui să acceseze fonduri europene. Probabil că este prea târziu, probabil că ar fi trebuit să facă acest lucru până acum. Nu tot așteptăm să primim de la aceste fonduri europene pentru a le putea implementa, și sunt localități, acum vreau să dau exemple de prin județul Satu Mare, multe, nu puține, care au nevoie de cofinanțări și de efectuarea acelor studii, acelor documentații pentru a putea accesa fonduri. Sunt comunități mici unde nu sunt efectiv, nu au venituri. Nu au fabrici pe teritoriu, nu au impozite. Deci acum acele anul acesta guvernul vine să sprijine acele localități, acele comune mici și mai vitregite de soartă, să le spunem așa, au primit bani mai mulți de la buget. De data aceasta banii n-au fost împărțiți de consiliile județene, ci direct de la Ministerul Finanțelor s-au luat acei bani. Până la un moment această modificare legislativă, acest mod de a distribui banii a fost în regulă. Până la un moment. Dar ați văzut că s-au făcut foarte multe nedreptăți. Sigur că după aceea s-au mai echilibrat. Dar și această lege, din păcate, s-a pornit cu stângul. Domnul Cosma, dar aceste nedreptăți n-au fost făcute doar pentru primarii PNL. De exemplu, au fost primari PNL care au beneficiat de pe urma acestei legi. Au fost alții care tocmai despre asta s-au este plâns, vorba. Au când fost nemulțumiți. Când vorbim de comunități, trebuie să facem abstracție de culoarea politică. Abstracția ar trebui să facem atunci când ajungem fiecare la conducerea
Consiliului Județean, la conducerea Ministerului. Păi, acum noul guvern are această posibilitate, tocmai pentru că, în teorie, nu este afiliat politic niciun ministru, niciunui partid politic. Dar peste un an, politice. Peste un an putem discuta la rece dacă această chestiune s-a materializat. Pentru că, dacă într-adevăr este un guvern de tehnocrați care este, are drept unic scop guvernarea responsabilă și gestionarea banului public la nivel maxim și cu maximă eficiență, se va vedea în faptul că au fost echidistanți și echitabili cu toată lumea, că au direcționat bani spre investiții, nu spre cheltuieli sociale sau de personal. Vom vedea asta pe un an, peste un an. Dar acest guvern din capul locului are o șansă, pentru că nu va trebui să dea de principiu cu subsemnatul nimănui. Mă refer din punct de vedere politic, pur teoretic. Domnul avocat, foarte corect, teoretic are o șansă acest guvern, dar practic el depinde de clasa politică, domnule senator. Așa este, și că au adus colegii vorba despre bugete, despre fonduri pentru investiții. Tocmai la Ministerul Dezvoltării este un fost ministru PSD. Deci să vedem cumva. De altfel, domnul Dâncu este, după părerea mea, un om corect, este un om inteligent și are un mare avantaj față de ceilalți din PSD, nu? Care în mare parte vin din zona Olteniei, că dânsul este și ardelean de al nostru și precum primul ministru, nu? Ca și primul ministru și avantajul acestui guvern, sper că să fie tocmai scheletul ăsta ardelenesc, care eu zic că îi dă mai multă seriozitate decât înainte am avut un guvern oltenesc cu Ponta, Vâlcov, Șova, care, mă rog, era în stilul de acolo, poate un pic mai... Vom avea de câștigat de pe urma acestui guvern cu mulți miniștri din Ardeal? Vom avea adică de câștigat. Adică noi cei din Ardeal vom câștiga? Nu, vom premierul din Ardeal, ministrul sănătății nu, din Ardeal, domnul Dâncu din Ardeal. Am avut de câștigat când a fost premier din Ardeal. Păi, atunci s-au făcut cei doi de kilometri de autostradă. Mai puțin Satul Mare, domnule Cosă. Avem și niște drumuri care traversează Satul Mare și sunt s-au în regulă. S-au făcut și în Satul Mare. Investiții serioase în Satul Mare. Pe de altă parte, ce cred că s-a greșit din punctul meu de vedere la alegerea miniștrilor e faptul că domnul prim-ministru s-a orientat către persoane care în general au făcut sau fac parte din instituții publice europene, care mai puțin au cunoștință de realitățile locale, ca să mă exprim așa. Lucrează de foarte mulți ani în instituții europene și oarecum sunt rupte de realitățile României concrete. Asta este o problemă. Pentru de asta că poate fi și avantaj. Poate fi avantaj, dar mecanismele noastre nu ne mă refer la asta. În momentul în care, de exemplu, ai un ministru care a lucrat pe la FMI sau la alte instituții de acest gen, ei sunt obișnuiți cu un alt tip de viziune. Cu niște proceduri, nu neapărat, dar nu neapărat acele viziuni coincid cu ceea ce mi-aș dori eu de la ministru, să spunem, de finanțe român. Și aici e o problemă, pentru că în situația în care tu ești ancorat în acele principii ale FMI-ului, în care știi că trebuie să tai aia, tai cealaltă, scădem de la buget, trebuie păstrat deficitul în anumite limite, doar asta vei ști să faci și ca ministru, pentru că va fi foarte greu să vii în România și să te uiți care sunt realitățile concrete, ce nevoie are populația, ce nevoie are clasa de mijloc, ce nevoie au industriașii, ce nevoie au comercianții. În condițiile în care tu știi doar ce vrea FMI-ul sau ce vor instituțiile europene sau internaționale de la domnule tine avocat, ca și țară. Domnule avocat, doamna a lucrat în România ca reprezentant al FMI. Mă gândesc că știe, cunoaște foarte bine problemele României, nevoile României acolo. Chiar nu avem ce reproșa. Este doctor în economie. Nu, mă refer din la punct faptul de vedere că profesional. Mă refer la faptul că are o viziune exclusivă de partea cealaltă a baricadei cu privire la fenomenul pe care va trebui să-l gestioneze. Ce viziune a avut domnișoara Petrescu? Sau domnul Vâlcov? Sau
Să știți că domnul Boicov a fost apreciat în domeniu. Sigur, deci el până la un moment să-și împartă banii foarte bine pe tablouri, pe dolari, în limbouri. Viziunea a fost foarte bună în ceea ce privește tablourile. Ați văzut că le-ați spus și prin cimitir. Extraordinar. Dar să știți că faptul că învățăm niște proceduri europene, care sigur sunt mai corecte, în România avem niște hibe foarte mari aici, în modul, de exemplu, cum lucrează puterea cu opoziția. La noi nu poate să conlucreze pentru binele țării, deși ar trebui să meargă împreună și să lucreze spre propășirea materială și spirituală a românilor. Deci, dar nu se știe. La noi se mănâncă unii pe alții, dar în Europa să știți că mai sunt situații când se împacă, când împreună iau niște decizii spre binele tuturor. Mie mi-ar părea rău să constat peste câteva săptămâni sau luni faptul că acești miniștri nu fac altceva decât să continue procedurile în care ei erau ancorați în instituțiile în care funcționau. Dacă aveți dumneavoastră dreptate și m-aș bucura sincer, mi-ar place să văd că există programe ferme de, ce știu eu, atragere a fondurilor europene, prin care gradul de absorpție va crește de la cele 20-30% cât e acum la 60%. Mi-ar place să văd că sumele de bani pe care chipurile acum le avem în Visteria Națională se vor axa în proporție de 90% spre investiții. Dacă așa se vor întâmpla lucrurile, nu voi fi decât foarte bucuros. Dar sincer, am mari rezerve. Deci să știți că cel mai mare pericol în România este să rămânem în mocirile astea, cu bătăliile politice, cu mizeria, care e nemulțumită populația. Trebuie schimbat ceva, trebuie europenizat ceva. De-aia a fost chemat și Cioloș și cred că mulți de acolo, balcanici avem aici destui, să știți, care cunosc foarte bine situația de la noi, dar eu cred că un suflu nou dinspre Occident nu mai bine poate să ne facă, cred eu. Poate că greșesc, eu sigur. Aș privi acest nou guvern ca o șansă. Ca o șansă la o relansare. Ca un antreu a ceea ce trebuie să urmeze, sau eu chiar îmi doresc și cred că fiecare dintre noi își dorește, în sfârșit, guvernele peste un an, politice, nu știu din care parte vor veni, să înțeleagă mesajul societății civile, care a fost foarte bine exprimat. Iar acest guvern, care este independent de orice influență politică, va putea pune în aplicare, să pună pe roate, cel puțin, ceea ce trebuie să facă. Iar, repet, partidele nu au decât să ia aminte că așa nu se mai poate și să promoveze doar oameni competenți și oameni care, într-adevăr, merită și pot să fie un plus, să aducă plus valoarea de care are nevoie România. Acest nou guvern, să ne închipuim acum că avem un guvern și gata, toate problemele noastre de mâine sunt rezolvate. Nu, va fi greu, dar pot fi făcuți pași importanți pentru a consolida ceea ce trebuie în România. Cel puțin de 25 de ani trebuia să fie clarificat niște principii. Măcar dacă vor fi niște principii respectate și acest guvern va lucra în baza unor principii, am făcut un mare pas, este un mare ajutor. Iar noul guvern are nevoie de parteneriat cu toate partidele. De la fiecare partid, de la Partidul Social Democrat, are de luat anumite propuneri, de la noi anumite propuneri. Deci noi ne-am exprimat dorința și votul a fost pe măsură de a fi partenerii acestui guvern, dar cu independența pe care eu cred și s-a văzut că o are acest nou guvern. Da, domnule senator, domnul Claudiu Ținca ne vorbea la un moment dat de un troc între partidele politice, între parlamentari. Acum domnul avocat Cosma ne spune că noul guvern trebuie să ia câteva idei de la PNL, alte idei de la PSD. În aceste condiții, cine e în opoziție și cine e la putere? Păi în situația de acum, în principiu, toate partidele sunt în opoziție într-un fel, nu? Pentru că guvernul este independent, este tehnocrat, n-ar trebui să aibă influența partidelor. Și nici nu cred că va aduna idei de aici colo. Guvernul va încerca să promoveze. Nu are timp pentru nu știu ce inițiative. Va trebui cumva să treacă bugetul și să vedem ce poate face în jurul legilor electorale. Greu îmi vine să cred că va putea face modificări.
Sigur, Parlamentul, prin Parlament nu o să treacă nimic a ce nu le convine parlamentarilor, asta e sigur, dar e o perioadă extrem de scurtă în care anul viitor v-am explicat că aproape că nici nu se va lucra în Parlament, pentru că toamna deja se alegeri parlamentare, deci au liber parlamentarii, iar primăvara se alegeri locale și atunci mai lucrează, mai nu lucrează parlamentarii, vara două luni vacanță, ianuarie vacanță, deci practic mare lucru nu se poate face. Bine, guvernul are alte... Sigur, dar inițiativele guvernului trebuie să treacă prin Parlament. Și procedura parlamentară este destul de complicată, cu două camere. Cum care... bănuiesc că nu va fi o surpriză nici pentru dumneavoastră și nici pentru societatea civilă că ca guvernul să emită ordonanțe precum au făcut toate celelalte guverne. Deci există această posibilitate și sunt convins că vor apela la ea ori și de câte ori vor dori să instituie câte vreo măsură de îndată și cu precădere. Să sperăm că vor apela pentru măsuri corecte și care sunt necesare, nu pentru ridicări de salarii, de mărit de 300 de ori salariul pentru primul ministru și președinte sau prostii din astea. Eu le acord această încredere, dar mai discutăm peste vreo câteva luni. Sigur, dar și impresia mea a fost că e o echipă de oameni serioși care va încerca să facă treabă bună. Și cred că au tot interesul să dovedească pricepere și profesionalism ca după un an de zile eventual poate să facă din parte, să intre în partidele politice, să fie promovați sau ținuți în continuare de partidele politice, deja ca și politicieni în continuare, în guvern. O parte din ei. Eu cred că trebuie să fim mult mai pozitivi în ceea ce privește viitorul acestui guvern și ceea ce poate să facă acest guvern. Nu avem absolut niciun motiv pentru care să ne îndoim. Exact s-a manifestat, s-a transpus mesajul societății civile. Și un mesaj, repet, care este legitim și a venit într-un moment potrivit. Nu chiar exact. Nu exact. Deci presiunea străzii acum, când a fost puternică, cerea mult mai mult, mai multe reforme, sigur schimbarea întregii clase politice. Și cum a slăbit presiunea străzii, deja lucrurile se îndepărtează. Dacă exista chiar această dorință de a asculta glasul străzii din primul moment al numirii doamnei Gușeț ca propunere pentru Ministerul Justiției, atât societatea civilă cât și, repet, actorii scenei juridice au reacționat negativ. N-am auzit o singură persoană care să fi făcut vreo remarcă pozitivă la adresa doamnei Gușeț înainte de prestația din comisie. Nu cred că e cazul să pedalăm atâta pe... Știți care este problema? S-a insistat cu această propunere până când nu s-a mai putut. Când buba era așa de mare că s-a spart. S-a schimbat. În câteva ore s-a schimbat propunerea. Deci era evident că trebuie să... După câte presiuni? Păi nu. După momentul în care și-a dat examenul în comisiile i-au dat avizul. Dar de ce trebuia să ajungem aici, domnule avocat Cosma? De ce trebuia dacă să... se asculta glasul străzii de la început și ce spun asociațiile magistraților, situația era mult mai simplă. Păi, domnul avocat, deci doamna este reprezentanta unei organizații neguvernamentale, Freedom House sau care... Și ce dacă, domnule senator, ce dacă? Care apără libertățile cetățenești, care... Și este suficient ca să nu devii... Este suficient. Sigur, în final s-a dovedit, dar probabil că avea niște o imagine pozitivă, probabil că n-a cunoscut-o domnul Cioloș, n-a avut când. Probabil a avut o recomandare, eu bănuiesc că din partea Monicăi Macovei, și n-a avut nu știu ce discuții profesionale cu doamna. Știți ce se întâmplă? Deci a fost o greșeală, dar s-a schimbat. Nu cred că e cazul să pedalăm după pe treaba asta. Insistențe. Sigur, revenind la trocul de care vorbea domnul avocat, parlamentarii, poate fiind vorba de un guvern de specialiști, de tehnocrați, poate că chiar se bucură de multe ori să nu fie neapărat un guvern bun, ca guvernele politice să se dovedească a fi mai bune. Deși este un moment de criză, într-adevăr, pentru un an de zile va funcționa acest guvern, dacă toate merg bine, și după aia, normal, se reia activitatea cu un guvern politic.
Deci din toamna anului viitor. Da, domnilor, l-am auzit astăzi și ieri pe Liviu Dragnea, președintele PSD, care prezenta astăzi de la tribuna Parlamentului, ieri de la sediul partidului, prezenta bilanțul guvernării Ponta. Și o de data asta l-a invitat și pe domnul Ponta. Fără actorul principal. La conferința de presă de ieri nu l-a invitat. Astăzi a vorbit de bilanțul guvernării Ponta de la tribuna Parlamentului, așa că l-au putut auzi toți românii. E adevărat, Ponta nici de data aceasta n-a fost prezent, n-a votat guvernul Cioloș. Și prezenta domnul Dragnea realizările guvernării Ponta și și-a încheiat discursul spunând că Victor Ponta a fost totuși cel mai bun premier. În aceste condiții de creștere economică, de un guvern bun, un guvern care a făcut multe lucruri bune pentru România, de unde acest entuziasm pentru un guvern de tehnocrați, un guvern despre care nu știm prea multe, știm doar câteva lucruri. Multe persoane din acest guvern nu ne-au fost cunoscute până acum. Ambasada SUA este nerăbdătoare să colaboreze cu premierul Cioloș și cu miniștrii cabinetului. Deci, Cioloș, partidele politice, domnul Cosma se bucură. Nu știu în ce măsură ambasada SUA poate colabora cu miniștrii, câtă vreme, teoretic, orice alt stat nu poate interfera în activitatea noastră internă. Domnule avocat, eu vă spun ce ne transmite ambasadorul Statelor Unite la București. Și eu vă spun ce poate București. Sau nu. N-a dacă stat poate sau nu vorba poate, de state rămâne sau să deci, discutăm. Doamna Stella, după părerea mea, cel mai fericit că a scăpat de Ponta este domnul Dragnea, fără discuție, și întregul PSN, pentru că se părea că de Ponta nu se mai scapă nicicum. Poate să vină tancuri sau poate să... Până la urmă a ieșit populația... Că de la alegerile prezidențiale de anul trecut a fost un semnal că nu, că activitatea, majoritatea populației zicea că nici nu cu Iohannis votează, ci împotriva lui Ponta. Ponta fiind primul ministru în funcție, este evident că el este, deci populația față de el se raporta ori pentru, ori împotriva. Și mai mulți erau împotriva, deci era un semnal clar că ceva nu-i bine. Sigur, înainte a fost și treburile cu plagiatul, după aia când a început să fie urmărit penal și președintele i-a cerut demisia, nu și-a dat-o, a fost protejat de Parlament și nici atunci nu și-a dat demisia, nu, și a fost da, trimis în justiție. Dat demisia, și... Dar aș vrea să revin la partea cealaltă. Într-adevăr, există o creștere economică, dar asta nu datorită lui Ponta. Ce treabă? Măsurile care le-a luat Ponta, că a mărit acciza la combustibil sau la taxa pe stâlpă, astea au sprijinit economia. Norocul nostru este că economia privată... Datorită cui este această creștere economică, dacă în niciun nu caz datorită nu economiei guvernului de stat, pentru că hidroelectrica, nucleară electrica sau complexele energetice sau Olchimu sau CFR-ul, tot așa în pierdere uriașă lucrează. Deci economia... V-aș contrazice un pic. Hidroelectrica și nucleară electrica sunt pe plus. A, deci a fost o chestie acolo cu un administrator juridic, nu știu cum s-a finalizat, știu că la un moment dat se zicea că s-a redresat păi ceva, dar, în cadrul procedurii, dar astea sunt niște sau... firme, domnul avocat, care ar trebui să lucreze, dacă ajung pe mâini private, creează niște profituri uriașe, la fel cum până și... Păi tocmai asta era problema, am cer scuze că vă întreb, profiturile acelea uriașe existau, din păcate acei ghilimelele de rigoare băieți deștept din energie și le trăgeau pe dar economia privată este oarecum independentă de deciziile guvernamentale. Economia privată, deși mai ales că economia privată românească în mare parte are clientela dincolo de granițe. Domnul senator, noi suntem obișnuiți că atunci când avem creșteri economice să spunem că aceste creșteri se datorează guvernului, da, că atunci când avem pierderi, când să dăm vina pe guvern, atunci când ceva nu merge bine, să dăm vina pe guvern. Dar, doamna Stella, deocamdată măsurile luate, nu au fost o parte astea cu taxa pe stâlp, dacă cu nu, dacă nu și... depind de Victor Ponta, atunci de ce? De păi ce există a trebuit o relansare la nivel... Și Victor Orban, dincolo de graniță, se laudă că are creștere economică, dintre cele mai bune, pentru că s-a îmbunătățit situația economică pe plan mondial, în Europa. Deci
se cumpără iarăși, au crescut vânzările de mașini, de exemplu, pentru că foarte mult depinde și noi și Ungaria și de producția domnule de mașini. Domnule senator, într-o altă emisiune, nu mai țin minte cât de mult s-a întâmplat asta, îl criticați pe Călin Popescu-Tăriceanu că în guvernare a greșit luând unele măsuri. Iată că acum ne spuneți că nu depinde această creștere economică de ce guvern a fost în perioada respectivă. Deci eu nu l-am criticat pe Tăriceanu niciodată, mai ales că el a guvernat împreună cu UDMR. A fost o guvernare de succes și totuși s-a finalizat cu o scădere bruscă din 2008, cu o criză economică, practic, nu? Deci, practic, sfârșitul mandatului lui Tăriceanu, atunci a început criza economică profundă. Așadar, nu depinde de creșterile, A depins de măsurile lui Tăriceanu, nu? Domnul senator, creșterile economice nu depind de guvern? Nu, nu. Atunci, deci, de ce a trebuit să schimbăm guvernul? Asta vreau să vă spun. Deci, economia privată are o oarecare independență față de măsurile guvernamentale. Pentru că celălalt set de măsuri, care prevăzute în codul fiscal, urmează acum să intre în vigoare. De-abia de la 1 decembrie sau ianuarie, nu mai știu exact. Deci urmează să le experimenteze guvernul, care guvernul tehnocrat. Am avut totuși scăderi de TVA, domnul senator. Am avut scăderi la CAS, am avut unele... Au fost și ceva și au fost pe de altă parte acciza la combustibil, care a făcut să avem cel mai scump combustibil din Europa. Da, dar în această emisiune nu ne-am propus să discutăm despre Victor Ponta și despre guvernarea PSD, ci despre guvernul Cioloș, și vă întrebam de ce este toată lumea atât de entuziasmată. Când nu știm nimic, nu știm nimic ce... Nu-i toată lumea. Dacă este să întrebați, de exemplu, membrii CSM-ii, nu sunt entuziasmați. Și dacă este să-l întrebați pe Horatiu Dumbravă, membru de seamă al Consiliului Superior al Magistraturii, el a spus-o foarte clar din punctul lui de vedere, și doar lecturând programul de guvernare vis-a-vis de justiție, programul e quasi inexistent. Vom continua lupta anticorupție și vom sprijini în continuare eficientizarea actului de justiție. Punct. Cam nu, subțire nu, pentru un program de guvernare. Nu, toți spun la fel, domnul dar mi se pare oricum, avocat, nu toată lumea, atunci când vorbim de ministrii de justiție, toți vorbesc de corupție. Parcă justiția nu are altă treabă decât corupția. Asta este o mare greșeală pe care o fac atât cei decidenți, factorii politici, dar și parte din societatea civilă și media, când se referă aproape în exclusivitate la combaterea corupției și, evident, la latura penală a procesului de justiție, pentru că scapă din vedere, cu virgula de rigoare, scapă din vedere faptul că majoritatea litigiilor care se judecă pe rolurile instanțelor sunt de natură civilă, contencios administrativ, litigii de muncă, unde marea majoritate a populației are și întâmpină o sumedenie de probleme legate chiar de la promovarea acțiunilor vis-a-vis de unele taxe uriașe în ceea ce privește timbrajul și ulterior de derularea unor cauze care, după adoptarea minunatelor noi coduri, pe noul cod de procedură civilă ajung să treneze cauze și să primești prim termen după luni de zile. Despre lucrurile astea nu vorbește nimeni. Toată lumea, numai vom eficientiza și vom combate corupția până la Dumnezeu și înapoi. Nu că n-ar trebui făcută, este un lucru pozitiv și aceasta. Dar nu trebuie scăpate din vedere celelalte elemente care sunt la fel, dacă nu chiar mai importante, întrucât cuprind o gamă mult mai largă de justițiabil și o gamă mult mai largă de interes juridic. Desigur, nu e atât de spectaculos pentru a fi prezentate și în presă și în cadrul publicului în general, dar omul de rând, de regulă, se lovește în altfel de litigii decât cele de corupție, de ceea ce înseamnă sistem de justiție, de cele de multe ori ineficient. Deci, nu mă întrebare, aș avea, într-adevăr, în justiție și eu cred că nu se vor face, în acesta nu se vor face reforme. Dar aceste măsuri, pentru că le-am auzit și aseară la televizor cu taxele de timbru foarte mari,
E o chestie de noutate sau până nu, acum dar de ce totdeauna nu s-au, s-a vorbit dar până despre acum fapt. De ce nu s-au... Pentru că fiecare ministru a fost de părere că întrucât justiția se autofinanțează, aceste taxe trebuie să aibă un nivel care, să spunem, foarte concret, partaj între două persoane care au divorțat. Cazul Patriciu. Păi ca să poată face un partaj în cazul Patriciu, taxele de timbru erau de ordinul milioanelor. Nu, bine, cazul ăsta e unic în România. Dar trecând peste, sunt persoane sau sunt cupluri care au divorțat și care împart averi de, să spunem, 10 milioane de lei. Și guvernele de până acum niște taxe de... Nu. Nu. Există sigur o procedură care îi spune ajutor public judiciar, dar nu se referă nici într-un caz la persoane care vor să împartă atât de mare averi. Și e doar un caz, litigiile între societăți comerciale când e vorba de recuperat creanțe, dacă e vorba de sume foarte mari. Deci se plătesc niște taxe de timbru exorbitante. Dacă eu mai deja am probleme și nu pot recupera creditele, de unde să am bani să plătesc și acel timbraș? Atunci, desigur, foarte mulți clamează acest lucru ca fiind de fapt o împiedicare a liberului acces la justiție, pentru că sunt nejustificat de mari uneori raportat la obiectul cauzelor. Da, aici trebuie să spunem, pentru că foarte bine ați pus întrebarea dineori cu privire la guvernarea PSD, la acel bilanț pe care l-a făcut PSD. În 2013, dacă discutăm despre justiție, în 2013 a fost modificată legea taxelor de timbru și unele au fost triplate sau de 10 ori sau la unele acțiuni care până acum nu necesita taxă de timbru. Vă dau un exemplu banal. Plângerea împotriva procesului verbal de contravenție. Consider că ți s-a făcut o nedreptate, nu poți să te judeci dacă nu plătești 20 de lei. Bine, și sunt situații speciale. Exagerată, era un exemplu. Dar, într-adevăr, în 2013, acest guvern pe care domnul Dragnea lăuda, da, a mai pus o lopată în plus la a împiedica cetățenii să apeleze la justiție. Dar, cu privire la credibilitatea acestei guvernări, că ați pus problema în acest sens, sigur, ori de câte ori ajungem să avem un nou guvern, cum avem astăzi, un guvern de tehnocrați, nu avem cum să nu privim înapoi, să facem o evaluare a guvernului precedent. Acele majorări, acele estimări economice care cică ar fi în creștere, eu consider că sunt doar pe hârtie. Pentru că eu nu mă uit prea departe, eu mă uit la oamenii din jurul meu, la cetățeni. Oare această performanță economică se resimte în buzunarul și în bunăstarea cetățenilor? Eu cu siguranță vă spun că nu. Și asta nu știu. Și asta nu spun de la mine. Despre aceste majorări ne vorbea și doamna ministru. Haideți că vă explic. Care în seara aceasta a depus de ce este, jurământul. De ce este în... creștere economică? Pentru că s-au ținut banii în visteria statului și nu s-au dat spre investiții. Și atunci, sigur că au arătat, avem bani. Păi da, acei bani trebuia să meargă spre investiții. Nu au fost plătite multe lucrări. Multe lucrări nu au fost plătite tocmai pentru a sta cu banii acolo, să arătăm că avem creștere economică. Dar nu este o creștere economică reală. Haideți să vă dau două exemple ca să vedeți cum stăm în momentul de față. România este pe locul 62 în lume privind performanța sistemului de sănătate. Albania este pe locul 51, Macedonia pe locul 47, iar Bosnia pe 43. Acum de la economie ne duceți la sănătate. V-am dat un exemplu, haideți să vă spun și la economie cum stăm. Suntem pe locul 140 în lume. Cambodgia și cam cu țările astea ne situăm. Deci, despre asta vorbim. Iar actuala guvernare, noul guvern, trebuie acum să aibă... Aici ceva trebuie, nu e în ordine, nu putem... Trebuie, nu, nu, acum, eu vă spun dacă noi vreți, nu avem dau. Cifre și nu cred că ar trebui să discutăm pe cifre, România pentru că este foarte... Pe primul loc în Uniunea Europeană, exact, în ceea ce privește rata sărăciei relative. Are dreptate, domnul Ținca, cine spune acest lucru? Că nu ne-ați dat sursa. Sursa. Eu vă dau și sursa. Dacă sunt e făcute, Eurostat, atunci... Sunt făcute de instituții europene. Ca de acolo exemplu. O să vă... Eurostat. Rapoartelor Eurostat. Detalii rapoarte Eurostat. De acolo v-am citit și o să vi-l și dau să îl lecturați. De când? România ocupă locul anul acesta. România ocupă locul 86 din 140 de țări analizate după Etiopia, Albania și Vietnam în ceea ce privește performanța instituțională. Deci, domnilor, sunt de pe Eurostat aceste date.
Despre asta trebuie să discutăm. De aici pornim și să vedem și să realizăm. Acum, ca să discutăm despre aceste date, domnule Cosma, corect ar fi să le comparăm cu ceva, așa, aruncând niște date în spațiu public, nu, n-ai de unde să, nu poți să înțelegi nimic, ar trebui să le comparăm cu fosta guvernare, cu viitoarea guvernare, ca să ne dăm seama cum stăm sau cum am stat. Evident, trebuie să facem o analiză. Fără să le comparăm, nu se înțelege nimic. Suntem la 25 de ani de la guvernare. Doamna Sera, tocmai o comparație a prezentat cu celelalte state. Am prezentat o comparație, exact. Eu vorbeam de România, nu de... O comparație în timp vis-a-vis de alte guverne. Nu ne putem compara cu alte state, domnule senator. Vedem, din păcate că nu ne putem compara cu alte state. Vorbeam despre performanța fostului cabinet, da? Vorbeam despre justiție. Și aici trebuie puțin să-l contrazic pe colegul meu. De ce punem așa bază pe corupție? Pentru că s-a dovedit că în ultimii ani, din cauza corupției, România a stat pe loc. De aceea nu se dezvoltă comunitățile locale, de aceea nu se dezvoltă orașele. Și acum vin eu și vă întreb, în perioada guvernării Boc, domnule Cosma, chiar de ce nu s-a făcut justiție? De ce nu s-a combătut corupția? Atunci unde erau domnii aceia care trebuiau... Haideți, domnul senator, nu-mi dați un singur exemplu cu Năstase. Adică atunci se închideau unii pe ceilalți sau cum? Da, nu erau cercetați unii pe ceilalți? Exemple multe se pot da. Atunci a început cercetările și cu doamna Udrea și cu doamna Liții și au mai fost multe. Udrea după. Când au început cercetările, domnule senator? Haideți sunt dosare din 2010. Sunt dosare din 2010 care au apărut acum. Sunt dosare din 2010 care au apărut acum. Sunt dosare din 2005 care au fost încurcate în căile justiției. Deci, unele procese sau unele cauze penale au un parcurs mai sinuos și na, așa se întâmplă. Dar nu mă contrazice domnul coleg, pentru că eu n-am spus de fel faptul că nu e importantă lupta anticorupție. Am spus că e tratată preferențial vis-a-vis de faptul că există multiple alte probleme care trebuie tratate cel puțin egal. Da, domnilor, l-am auzit astăzi pe Liviu Dragnea, președintele PSD, avertizându-l pe Dacian Cioloș că PSD nu îi acordă un cec în alb și că nu va ezita să îl concedieze dacă va fi cazul. Când se va hotărî PSD să intre în opoziție, din punctul nostru de vedere? Domnul Cosma. Păi acum PSD-ul sigur este, PSD-ului vine greu ca dintr-o dată să nu mai fie la butoane, pentru că asta au făcut până acum, au cam fost așa, acum totalitari. Nu e clar dacă prin domnul Dâncu nu participă cumva la... Ca orice altă guvernare anterioară, domnul la Dâncu, toți le-a plăcut la butoane. Ci că nu este înregimentat politic, știm simpatia lui față de partid, acum asta e situația, dar sigur e greu să... digere această trecere în opoziție, pentru că nu mai sunt la guvernare. Acum, așa cum a zis și domnul Gündner, toate partidele deocamdată sunt în opoziție. Nu putem vorbi de un partid domnul la Gündner, când renunță PSD? Guvernare. Eu cred că PSD-ul are tot interesul ca să se regrupeze acum, să uite de ce a fost, chiar dacă a fost cel mai bun prim-ministru, știm că nu pentru asta va rămâne în istorie, ci pentru că a fost primul prim-ministru trimis în judecată, urmărit penal, prins cu... Deci nu cu pentru ce, asta. Domnul senator? Cu ce? Cu plagiat, cu multe alte chestii și... și... Mă rog, deci eu cred că Victor Ponta cu astea va rămâne în istorie, nu cu un prim-ministru de succes. Și PSD-ul are interesul să uite, pentru că până la urmă acest guvern a provocat toată această situație de criză, nu? Neîncrederea în acest guvern... De aici vin toate relele de momentului, nu? Rămâne cumva PSD la guvernare PSD prin intermediul domnului Dâncu și posibil, prin intermediul funcționarilor care lucrează la ora actuală PSD-ul ministere? Cred că se bucură că nu se mai erodează, pentru că dacă continua acea guvernare, numai de rău era în alegere. Acum vor încerca să se regrupeze în liniște, să atace, sigur, finuț guvernul care este, nu mai sunt la putere, gata, și în alegeri să aibă o șansă să recâștige niște poziții.
Nu știm dacă... Așa are o șansă mai mare. Practic, cred că acesta este motivul pentru care niciuna din partide nu s-a înghesuit acum la guvernare, nici PSD-ul, nici PNL-ul, pentru că are șansa să se erodeze până în alegeri. Deci, PNL-ul, sigur, nici nu avea cum să conducă, pentru că un guvern minoritar în condițiile de astăzi nu are nicio șansă. Și cred că partidele încet vor încerca să uite acest guvern de super succes care a dus la această criză până la urmă, nu? Care a provocat această criză. De ce să nu recunoaștem că asta s-a cerut și de aia și-a dat demisia guvernul? Nici n-a fost presiunea foarte mare, dar, mă rog, și-au dat cu multă ușurință demisia. În ideea că în opoziție, și cred că asta e ideea și-a lui domnului Dragnea, sigur, ei vor încerca în continuare să... Domnule senator, de ce credeți că au ieșit totuși oamenii în stradă acum? De ce n-au ieșit oamenii în stradă atunci când președintele Iohannis cerea demisia premierului Victor Ponta, atunci când premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată, atunci când premierul Victor Ponta a fost acuzat de plagiat? Cum se face că au ieșit românii în stradă tocmai acum? Deci acum au fost într-adevăr niște evenimente extraordinare de triste, nu? Cele întâmplate la grupul, ce cu clubul colectiv. Putem să îl învinovățim pe Victor Ponta de cele întâmplate la clubul colectiv? Și putem și nu putem, dar hai să nu intrăm în treaba asta. Cert este că oamenii s-au trezit mulți în stradă și la un moment dat sigur au ieșit la început cu lumânări. Cum s-au trezit mulți? A fost picătura care a umplut paharul amărăciunilor. Și s-au văzut și și-au dat seama și atunci au început să-și exprime toate nemulțumirile. Când s-au văzut mulți și și-au dat seama că acum e momentul, că uite, tot ce s-a acumulat de-a lungul acestei guvernări, toate problemele, toate nemulțumirile, inclusiv față de Parlament, deci nu numai față de guvernare, numai că acolo, din păcate, nu s-a putut face nimic. Ar fi fost de preferat niște alegeri anticipate. O scânteie a mai fost și la chestiunea legată de accidentul motociclistului din coloana oficială. Atunci n-au ieșit oamenii. Dar deja începea să răbufnească și pe rețele de socializare. Și societatea civilă deja începea să emită semnalul că deja un pic e prea mult. Din păcate, nefericirea dramatică a evenimentelor de la Clubul Colectiv a făcut ca, cel puțin la nivel de București și în câteva orașe mari, să erupă această nemulțumire generală a populației vis-a-vis de clasa politică. N-aveau, putea să fie și Popescu și Ionescu la conducerea guvernului. Pur și simplu, întreaga clasă politică a fost vizată de acest demers al societății civile. Nu neapărat Ponta și în sine sau Stella, PSD. Deci clasa politică e vinovată pentru ceea evident ce s-a întâmplat la Clubul Colectiv. E și guvernul e vinovat și probabil că nu ce numai acest guvern. Ce vină are păi cine guvernul să-i protejeze, doamna Stella? Cine să aibă grijă ca oamenii să nu moară, să se duc la un club și să nu moară? Păi și de ce avem guvern? Și în câte cluburi ar putea să moară? Și în câte? De ce guvernele și parlamentul se ocupă de salarii speciale, de pensii speciale și nu se ocupă de cluburi, de... Ați văzut vineri seara tragedia care a lovit Franța, care a lovit Parisul, câți oameni au murit acolo? Probabil că am putea să imputăm ceva serviciilor secrete. Dar nu probabil cred că există că am putea termen să imputăm... de comparație și vă spun de ce. Pentru că în Franța a fost vorba despre acțiune intenționată, complexă, pusă la cale de un cu grup organizat. Mai mult, cu atât pe mai când mult, încoace a fost o chestiune legată care n-are nicio legătură cu guvernul acum. Nu săriți, că... Dacă îmi dați voie să-mi termin ideea, în România a fost vorba despre o indiferență și o golănie crasă a instituțiilor. Bun, și vinovat Victor Ponta și guvernul Ponta, guvernul PSD?
În mod direct, nu, nu știu că care nu, dar, funcționar a dat autorizație lui că ăla nu știu de la care funcționar de la doamna Stella, deci acolo a luat foc clubul, într-adevăr. Exact. Dar în câte locuri încă putea să iei foc tot așa la tot felul de evenimente și poate să ia și acum foc? De ce numai acum se iau măsuri? Să nu uităm că a fost tragedia de la maternitatea Giuleș și au fost atâtea bun, foc. Și, cine? Și nu s-au luat măsuri. Păi, dar cum și s-a cine trebuia organiza? Să ia măsuri? Dar cine să ia senator, premier, de premier? Cine organizează administrația într-o țară? Cine? Exact. Începe de sus, de la guvern. Clar. Guvernul care pune șefii de ISU, șefii... O groază de bani se dau la inspectoratele legi astea. Avea, domnule avocat, și haideți dacă avea legi, de ce nu le-a aplicat? Să vă dau un exemplu de la Satu Mare. Și atunci, foarte de ce n-a căzut nici o persoană din fruntea ISU? Doamna Stella, vă dau un exemplu clar și concret. De ce trebuie să audiați? Cum să nu? De la ISU? Au fost și de ce nu s-a demis șeful ISU? De ce nu și-a dat demisia, domnule? La Satu Mare a fost un eveniment acum un an și ceva în care s-a aprins un tomberon și au sunat oamenii și au spus arde tomberonul și au zis aia de la ISU, sunați la Florisal că avem protocol cu ei. Și peste încă vreo câteva minute iar au sunat și au zis focul se extinde la garaje unde sunt mașini. Și iară s-a bâlbâit. Pe când au ajuns mașinile pompierilor, deja mașinile din garaje ardeau, pagube exagerat de mari, oamenii au fost nevoiți să dea în judecată inspectoratul și au și câștigat. Bun, și ce vine are de chestiunea, ați auzit ceva de chestiunea asta? Eu mă întreb, care e vina guvernului în afacerea asta? Păi cum, de cine să se ocupe, doamna Stella? Da, există acum, doar nu-i cereți ministrului, premierului României să verifice cluburile dacă au autorizație sau... mai spun o chestie, să nu care am ridicat problema de zeci de ori în Parlament și nimeni nu se ocupă. În 77 eu eram în București, eram student la Mincu când a avut loc cutremur și când au murit în jurul Institutului de Arhitectură a căzut aproape tot. Blocurile, Dunărea, mă rog, a fost o catastrofă uriașă. Au trecut, cât au trecut de atunci? 40 de ani aproape, 39 sau 38. Și astăzi știți ce avem? 50. S-au pus niște buline roșii pe o serie de blocuri care înseamnă că la primul cutremur vor cădea. Și locuiesc oameni în ele. Și ce au făcut guvernele de, și ce-au de făcut la guvernele? Revoluție? O indolență totală de la guvern la guvern. Guvernul din care a făcut parte UDMR. Și UDMR și-a dat demisia, domnule senator. Deci, au avut norocul, au avut norocul să nu aibă parte de un astfel de eveniment. Haideți să nu fim ridicoli. Mă înțelegeți, în București au niște locuiesc oameni în clădiri. Vă înțeleg, domnule senator, și acele clădiri existau și în perioada în care la guvernare era UDMR. Guvernele trebuie să doamna Stella, deci dumneavoastră spuneți dacă nu s-a ocupat guvernul de dinainte, să nu se ocupe nici guvernul ăsta, nu? Și nici următorul, de ce trebuie să se ocupe? Doamna Stella, diferența între aceste guverne. Dar este responsabilitate guvernamentală, scuzați-mă. N-au avut niciunul neșansa și în principal neșansa a fost pentru cetățeni să se întâmple ce s-a întâmplat la colectiv. Acolo a fost ceva ce cred că nimeni n-a putut anticipa, dar a dat dovada și măsura indolenței de ani de zile a autorităților, indiferent cărui element politic i-au aparținut. Eu aș gândi puțin... Da, ne spunea și ministrul PNL, ministrul de interne, Stroie, sau cum l-a chemat, atunci când a fost tragedia din Apuseni. Același lucru. Ghinionul a fost că s-a întâmplat în mandatul lui. Da. În rest, nu s-a clasic pentru clasa noastră. Nici o tragedie că au murit oameni. Ghinionul că s-a întâmplat... Această irresponsabilitate, de care a dat dovadă clasa politică în 25 de ani, că ne-ați spus și domnul Gândă, guvernul domnului Gândă și de colegii mei și așa mai departe. Da, pentru că aceste clădiri de care vorbește domnul senator n-au apărut acum. Nu, ele sunt. Este adevărat, dar în egală măsură trebuie să fim realiști. Eu nu spune nimeni și cred că ar fi cea mai mare incorectitudine și o porcărie dacă aș spune că Victor Ponta este vinovat sau că guvernul este vinovat. Nu este vinovat în mod direct, dar în mod indirect. Acei miniștri, acel aparat care stă în spatele ministrului afacerilor interne, de exemplu, da? Care trebuie să verifice pe fiecare județ acel corp de control să meargă în Satu Mare, să-l ia pe șeful ISU și să spună hai să vedem pe linie de autorizații ce ați autorizat.
aveți respectate toate normele. Și atunci nu se întâmplau astfel de chestiune. Primarul de la sector... Domnul Cosma, știți din ce minister face parte ISU? Da. Știți cumva? Da. Ministerul Administrației și Internelor. Știți cine va fi ministrul Administrației și Internelor? Chestorul Tobă. Chestorul Tobă. Tobă. Domnul Tobă până acum a fost secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor. Bun, era așa. Așa este. Domnul Tobă a fost șeful doamna Stelan, cel mare al polițistului care a murit în coloana oficială. Doamna, l-ați văzut cumva pe domnul Tobă după acel incident, accident nefericit, să iasă și să ne spună că domnul Gabriel Oprea a folosit ilegal coloanele oficiale, că i-a folosit ilegal pe polițiștii din subordinea asta dânsului? Asta nu putem spune. Nu asta l-am auzit. Este o cercetare în curs, este... Cred că o chestiune de profesionalism, ca dânsul de la cel Dumneavoastră aveți senzația că 1600 de 1600 de Gabriel, ori să, nu mă să folosești coloana oficială într-un mai puțin de un an este legal? Este adevărat când sunt indicii că s-a comis un abuz în serviciu. Sunt indicii clare. Aici dar mai s-a și declinat dosarul către Este o anchetă în curs pe care trebuie bun, să așteptăm finalizarea. Dar nu putea Tobă să iasă și să spună păi da, ai vinovat că a folosit ilegal coloana, că nu se știe dacă de ce a fost n-a ieșit ilegal Tobă, sau nu. De ce n-a ieșit Tobă, domnule avocat, și să ne spună domnul Petre Tobă să ne spună că acel polițist a făcut parte din coloana oficială a domnului Gabriel asta Oprea. Asta a fost o mare problemă, că de ce la nivel ne-a lăsat de comunicare să, și acolo, de ce ne-a lăsat după două să zile, înțelegem, parcă s-a făcut de ce ne-a lăsat la să înțelegem două zile sau din comunicatul poliției rezulta că acest polițist deci, a... Era și el pe acolo. Ministerul era șeful lui. Și... Și acum este ministru. Păi și în acel comunicat se făcea vorbire cum că era în exercitare atribuțiilor fluidizarea de serviciu, fluidizarea traficului, dar nu spunea că pentru cine și de ce. Bun, și pentru atunci cine fluidiza o serie de minciuni acolo. Nu erau minciuni, erau, care, să zicem păi, așa, se ogolea... Nu era în coloană oficială, mi se pare. Nu s-a afirmat. În primul comunicat de presă s-a arătat că domnul lucra la fluidizarea traficului, așa. Acest polițist. După două zile s-a aflat adevărul. Ei, bun, și domnul Tobă, ca șef al celor care au dat acel comunicat de presă, nu i-a cerut niciunuia demisia. Dar doamna Stella... N-a venit niciodată în fața mass mediei, în fața românilor și să spună care e adevărul, cum stau lucrurile. Păi, acum nu putea să se pună contra ministrului său. Dar asta nu scutește pe nimeni de răspundere, pentru că dumneavoastră ziceți că tinerii care au ieșit să-și comemoreze morții de la clubul colectiv, poate că ar fi trebuit să zică că domnul Viorel Ponta, nici cei dinaintea dumneavoastră n-au făcut nimic, atunci nici dumneavoastră nu trebuia, nu-i nicio problemă, au murit, asta este. Nu? Deci nu trebuia să tragă la răspundere pe nimeni. Nu, domnule senator, eu deci vă întreb că dacă o persoană care a greșit acum și pentru care... Deci aici e greu de găsit o persoană care să greșească. A greșit tot sistemul, doamna asta. A greșit tot, bun. Și acea persoană și, din sistem. Și în România se trăiește în pericolul ăsta. Acea persoană din sistem care avea funcție de secretar de stat, o facem astăzi da, păi, ministru? Doamna Stella, stați puțin să rememorăm. Ministru în funcție, cel care a fost, să spunem așa, implicat în evenimentul rutier prin prezența lui acolo. Și prin lăsarea subalternului său în starea în care s-o fi aflat, că probabil deja era mort acolo în groapă. Acel minunat ministru, deși toată opinia publică fierbea, nu a considerat oportun să își dea demisia vis-a-vis de cele imputate lui, nici măcar în momentul în care președintele i-a recomandat elegant acest lucru ca și un gest de onoare. N-a făcut treaba asta nici în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat la colectiv. Și a dat și el demisia că așa a făcut primul ministru. Acum, prin urmare, și se perpetuează... asta cu recomandările, domnul, sunteți avocat. Cum este să recomanzi cuiva să-și dea demisia, chiar dacă este președintele României? Cum să-i recomanzi premierului să-și dea demisia? Cum să-i recomanzi unui ministru să-și dea demisia? Ce lume este asta? Este normal?
Este normal. Președintele este un mediator între actorii. Vorbim despre demisie. Nu poate să-l demită, nu putea să-l demită și atunci a ajuns în situația asta să fie urmărit penal sau trimis în judecată. Asta în ce-l privește pe Ponta. Pe Ponta, de Ponta zic. Eu de Oprea vorbeam. Ce poate să facă? Singura chestie care... Și mie mi se pare normal să-i recomande să-și dea demisia. Mi se pare bine, o chestie de bun simț. Ponta i-a chiar solicitat. E chiar nenumerate rânduri. Dar cu ocazii din astea. Când a fost, s-a început urmărirea penală și când a fost trimis în judecată. Mi se pară niște chestii de bun simț, care trebuia să le facă obligatoriu președintele, după părerea mea. Da, în toate emisiunile, o secundă, în toate emisiunile la care am fost invitat, noțiunea asta de demisionare nu prea prinde la clasa noastră politică, din păcate. Din păcate. Un discurs foarte interesant, spun eu, l-a avut Călin Popescu-Tăriceanu, care l-a avertizat pe domnul Cioloș că a intrat într-un plan periculos, plan care presupune subordonarea justiției și investirea guvernului meu. Vă amintiți de guvernul domnului Iohannis? Domnul Iohannis își dorea guvernul dumnealui. Sigur, guvernul este guvernul României. Îmi place să cred că despre asta vorbim. Răutățile dintre politicieni sunt o chestie, iar referitor la discursul lui Tărinceanu, care în principiu a fost unul corect, dar eu cred că trebuie să vedem și în spatele discursului ce se află, să nu uităm că Tăriceanu, practic, aici și-a încheiat, probabil, e posibil, să-și fi încheiat cariera politică. Nu e exclus ca mâine, poimâine să-l schimbe de la președinția Senatului, pentru că nu mai au nevoie, guvernarea nu mai are nevoie, el nu știu cât senatori are, ce susținere are, 2-3 oameni, nu cred că are mai mult în Senat, deci oricine îl poate schimba. Și dacă va mai fi parlamentar în alegerile viitoare, nici aia nu pot să garantez, deci din toamna viitoare. Deci, despre ce răutăți practic vorbea domnule senator? Răutățile dintre politicieni? Spune că guvernul Păi Klaus Iohannis a zis că își dorește să aibă guvernul dânsului. Când a zis o chestie din asta? Asta a fost acum un an. Nu putem vorbi de răutăți. Mie mi se pare că de atunci a mai crescut Iohannis, s-a maturizat, discursurile lui sunt totuși un pic mai consistente, mai interesante decât cum a început, a învățat multe lucruri. Asta, mie mi se pare că acea declarație de acum un an a fost una nefericită. Își mai permite, domnule senator, își mai permite România să crească politicieni? Păi n-avem ce face. Să-i maturizeze? N-avem ce face. N-avem ce face pentru că niciunul nu se naște șef de stat. Deci de oriunde vine, sunt indiferent că vine, ce știu, de unde venea Băsescu sau de unde vine nu știu care, trebuie să se învețe cu funcția. Ne place da, sau nu ne l-am place. L-am auzit pe Tăriceanu vorbind, domnule Cosma, și de binomul DNA-SRI. Acum, în ultima perioadă, cel puțin în ultimul an, domnul Tăriceanu ne-a obișnuit cu astfel de declarații, cu tot felul de scenarii de astea, de SF. Nu pot și eu decât să constat că este un strigăt disperat, o declarație disperată a domnului Tăriceanu, care se vede deja încolțit, în sensul că nu prea mai înseamnă foarte mult pe scena politică din România. Mai are acolo vreo 3-4 senatori și cam atât cu acest partid, care nu a făcut altceva decât să fie un vehicul al Partidului Social Democrat. Nu, este o realitate. Adică s-a rupt în momentul în care avea nevoie Victor Ponta la acea vreme de o ruptură pe partea dreaptă înainte de alegerile prezidențiale. Acum să traducem exact ce s-a întâmplat. Țineți minte de declarația acelui ofițer SRI care ne vorbea de câmp tactic, justiția, deci, un câmp Stella, tactic. Nu era un există, acest binom era un există. Șef SRI. Deci e clar că SRI lucrează cu DNA, deci asta nu e un secret. Și trebuie să lucreze și cu șeful statului în ceea ce privește chiar am văzut informațiile de interes național. E principalul beneficiar al informațiilor. Deci, e normal. Deci există acest binom. Stat, acum președintele. Noi sperăm că lucrează în binele, în favoarea populației. Deci nu sunt răutățile domnului Tăriceanu, domnule senator. Păi există acest binom. Sunt ceva, există, o conlucrare există între SRI da, și cu privire la vedeți că apare în toate comunicatele de presă, inclusiv BNA, că la este de astăzi sprijinită de
SRI în demersurile sale. Deci în comunicatul de procurorii din birou nu pot să facă absolut nimic dacă nu, cineva nu face activitatea asta de strângere am de văzut, informații. Este normal. Am văzut, domnule avocat, că apare SRI în toate comunicatele procurorilor și de contribuția jandarmeriei. Dar vreau să vă întreb dacă acesta este rolul Serviciului Român de Informații. Pur juridic referitor la anumite elemente vis-a-vis de urmărirea penală au și ei un rol, pentru că în ceea ce privește interceptările convorbirilor, teoretic dumnealor au capabilitatea și sistemul legal care le conferă acest drept. Pe de altă parte, în condițiile în care din ceea ce ne spunea doamna Chiuve și cu ocazia prezentării bilanțului DNA, rezultă un număr infim de cauze pe care SRI le-ar fi furnizat cu date și elemente către această instituție. Marea majoritate a cauzelor provin din denunțuri sau sesizări din oficiu ale acestei instituții. Acum, desigur, acea declarație a directorului direcției juridice, dacă bine țin minte, a SRI, era un șef din a stârnit SRI multă rumoare și pe bună dreptate și au luat poziție în principal asociațiile magistraților, pentru că așa cum și mie, ca și reprezentant al societății civile, ca și participant la actul de justiție, la fel și instanțelor, li s-a părut cel puțin ciudat ca SRI să fie interesat de modul cum se desfășoară procesele după ce din punctul lor de vedere activitatea serviciului s-a încheiat. Pentru că pur juridic, din momentul în care o cauză este trimisă de către parchet instanței în vederea soluționării, doar instanța ar trebui să aibă competența și întregul arsenal în ceea ce privește soluționarea acelei cauze, fără alte interferențe, indiferent că sunt de la parchet, SRI, avocați, alte instituții. Domnul senator? Deci, sigur, implicarea, cum spunea domnul colonel Dumbrava sau cum general. Sau general, cred că este o chestiune exagerată și sper că nu funcționează așa sau, mă rog, în niște situații în care avea SRI un interes deosebit eventual să fi funcționat așa. Da, deci, domnul Tăriceanu vorbea de subordonarea justiției astăzi, da, în Parlament. Tocmai acest lucru vreau să vă întreb. La ce se referea domnul Tăriceanu? Cum va fi subordonată justiția? Poate că ar trebui întrebat dânsul mai exact, să detalieze cum se gândește, cum s-a gândit. Eu sper că nu există această subordonare. Dumneavoastră, ce ați înțeles din discursul domnului Tăriceanu? Eu v-am spus ce am înțeles, că era un discurs care avea și elemente de adevăr, avea și niște exagerări. În orice caz era un cântec de lebădă de-a lui Tăriceanu, care deplângea faptul că își pierde poziția de politică. Deci, și probabil că nu va mai reveni, pentru că na, asta e. Susținerea care o are și nu știu dacă PSD-ul nu-i va mai da o șansă într-adevăr în viitor. Nu știu dacă domnul Dragnea are acest interes să-l coopteze. Domnul Tăriceanu nu e de la ALDE. Sau pune de un partid de la ALDE, împreună cu domnul Victor Ponta. Un alt partid. Acum, un alt partid. Domnul Tăriceanu ne-a recitat așa câteva versuri din propria lui compoziție, Plecarea de la Ciolan. Asta a fost până la urmă, subjugarea justiției. Hai să ne gândim, și acum chiar aveam pretenții de la domnul Tăriceanu. În momentul în care vii și faci o astfel de afirmație, cum este aceasta, o afirmație grea, să spun așa, așa finuț, subjugarea justiției. Păi hai să ne înțelegem ce face Ministerul Justiției prin natura lui. Ministerul Justiției face politici publice și conferă un spațiu
prielnic pentru desfășurarea actului de justiție, mai mult din punct de vedere administrativ. Fără a interfera în actul de justiție. Nu, cu asta se ocupă Ministerul Justiției. Nu vorbea de Ministerul Justiției, vorbea de justiție. Deci, deci atunci păi ce? Nu, că tocmai asta de actul este de justiție. Deci, eu, actul ca de justiție. Să continui ideea colegului meu, Ministrul Justiției degeaba vine la satul mare și spune președintelui de tribunal vezi sau de judecătorie, dosar. Vezi că dosarul ăla trebuie așa că președintele îi spune, domnul ministru, cu respect, dar... Du-te acasă. Poate vine să vadă cum stau lucrările de reabilitare. Asta e aia adevărat. Poate să vină. Vine să vadă dacă ce condiții sunt. Până aici. Dar de aici încolo și nu are lucrările niciun. În continuare la Palatul de Justiție merg într-un ritm deosebit. Deci ministerul nu are cum să... Vă faceți că nu înțelegeți ce spunea Călin Popescu-Tăriceanu cu subordonarea justiției și dar, binomul SRI-Demia. Deci de asta încearcă să explice că nu ministrul este... Sper că ne urmărește deci... domnul Tăriceanu și înțelege acum. Domnul senator, Călin Popescu-Tăriceanu nu vorbea de ministrul justiției. Haideți să nu le tot întoarcem aici ca la... Dar despre cine? Despre ministrul vorbea despre binomul SRI-DNA, domnule avocat, știți foarte bine și am repetat și eu de foarte multe ori în această seară. Vă vedeți, aceeași chestiune se repetă la nesfârșit, că justiție înseamnă procesele penale în care sunt implicate DNA și SRI. Nici poveste, justiție este o chestiune mult așa mai este, complexă. Așa este, aveți dreptate, tocmai ce am discutat pe acest subiect. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV.